Actorul Paul Walker, vedeta a seriei Furios și Iute, a murit în urma unui accident de mașină. Se afla într-un bolid de lux condus de prietenul său și se ducea la un eveniment caritabil. Din motive încă neclare, șoferul a intrat cu mașina într-un stâlp. Cumplitul impact a fost urmat de un incendiu. La fel ca în filmul care l-a făcut celebru, Paul Walker a fost mult prea iute. N-a mai rămas aproape nimic din bolidul de lux în care actorul de 40 de ani se afla ieri. Nu conducea el, ci un prieten. Din motive încă neclare a intrat cu mașina într-un stâlp. Cei doi nu au avut nicio șansă de supraviețuire pentru că impactul, și așa extrem de puternic, a fost urmat de un incendiu. Mașina s-a transformat într-o minge de foc. Un amator a filmat momentul go drive away, so blow up! Drive away. Când au venit pompierii și echipele de salvare, din bolid rămăsese doar cenușa, iar pentru Walker și prietenul lui nu se mai putea face nimic. Paul Walker a devenit cunoscut odată cu rolul din seria Furios și Iute. Cel mai nou film din serie, al șaptelea, urma să fie lansat în vara anului 2014. Tragedic.